Noi am venit cu această propunere ca inițiativele consilierilor să fie incluse în ordine de zi, dar doar conform legislației, ținând cont de climatul excesiv de politizat în administrația publică locală. Noi adeseori avem cazuri când consilierii chiar sunt asistați de diferite televiziuni și vin și fac doar declarații populiste care până la urmă nu au suport financiar. Și aici, bine, ne facem imagine în fața cetățenilor, s-ar părea că venim cu o idee nobilă. De exemplu, de construcția metroului în Chișinău, da? E o idee foarte nobilă. De ce nu? O propune un consilier municipal. Dar surse financiare pentru acoperirea acestei probleme avem? Nu le avem. De ce? Noi am venit cu articolul 8 în adoptarea deciziei de către Consiliul Municipal că proiectul de decizie se examinează în condiții articolul 22 din legea 436, care și prin hotărârea de guvern 239, ele trebuie să treacă mai întâi prin comisiile de specialitate, să primească avizul comisiilor și atunci de ce nu fiecare consilier și independent și din partea fracțiunilor, asta este normă 436. De ce îngrădirea nu are loc aici?